Ce faci când iubești, dar și suferi? Ce faci când iubești și diferențele dintre tine și celălalt sunt destul de mari? Există neînțelegeri, există supărări, există conflicte și lipsa de comunicare. Ce faci? Rămâi sau pleci? Menținerea și creșterea unei relații de cuplu este cea mai mare provocare din viața unui om. Nu este ușor nici să fii într-un cuplu, însă nici să nu fii într-un cuplu. Și de cele mai multe ori, atunci când sunt neînțelegeri, este mult mai ușor să pleci decât să rămâi. Să fii într-un cuplu nu este deloc ușor, mai ales atunci când se fac simțite diferențele dintre voi sau atunci când există neînțelegeri sau atunci când lipsa de comunicare există sau atunci când unul dintre parteneri este mai introvertit decât celălalt. În acest video îți vorbesc despre partenerul introvertit, fie bărbat, fie femeie, și cum îl faci să vorbească. Cum îl faci să vorbească pe iubitul sau cum o faci să vorbească pe iubita ta dacă este introvertită. Știi că noi femeile comunicăm mult mai des și mult mai mult și mult mai ușor decât bărbații, însă bineînțeles că pot fi și excepții. Pe cât suntem de asemănători, pe atât suntem și de diferiți. Iar diferențele nu sunt neapărat negative, ele pot deveni negative și nocive pentru cuplu atunci când partenerii nu mai au același scop în viață. Atunci când diferențele sunt atât de mari încât și scopul cuplului este paralel. Revin la lipsa de comunicare și spun că este nocivă, este extrem de nocivă lipsa de comunicare în relația de cuplu. Avem nevoie să comunicăm unul cu celălalt, să spunem ce gândim, să spunem ce simțim, să spunem ce ne dorim, care ne sunt nevoile, de ce m-ai enervat, de ce sunt supărată, de ce mă bucur. E util să ne spunem toate aceste sentimente, trăiri și gânduri pe care le avem, pentru că doar așa ajungem să ne cunoaștem mai bine unul pe celălalt și să ne înțelegem și să dezvoltăm poate empatie, să dezvoltăm intimitate, să dezvoltăm multe lucruri. Comunicarea aduce multe lucruri benefice în cuplu, atât pentru bărbat cât și pentru femeie. Comunicarea sporește intimitatea dintre doi oameni. Și pentru că ți-am spus că vreau să-ți vorbesc despre partenerul introvertit, cum să-l faci să vorbească mai mult, să comunice cu tine, vreau să-ți spun 4 metode care te vor ajuta atât pe tine cât și pe el să comunicați mai liber, mai deschis, mai mult. Prima metodă. Ca să-l faci să comunice sau ca să o faci să comunice, îndreaptă-ți mai mult atenția către el sau către ea. Fă-l pe partenerul tău să se simtă valoros, să se simtă util, să se simtă important, să simtă că lucrurile pe care le-a făcut, le-a făcut bine. Oferă-i apreciere, oferă-i înțelegere și observă-l mai mult. Vezi cum se comportă, vezi care este starea lui de spirit, vezi dacă este agitat sau dacă este mai lent, vezi dacă se simte bine, vezi dacă are nevoie de ceva, observă-l. Pentru că atunci când îți îndrepți atenția către partener, el o să observe asta și o să se deschidă mai mult către tine. A doua metodă, adresează-i întrebări. Întreabă-l. Ce-i cu el? Ce-i cu ea? Se simte bine? Are nevoie de ceva? E obosit? E obosită?
mâncat? Cum i-a mers astăzi la job? Vrea să faceți ceva împreună? Dacă vrei să-i adresezi întrebări care țin mai mult de partea emoțională, îți propun să găsești timpul potrivit pentru el ca să poată să vorbească despre partea lui emoțională. Adică nu îl întreba cum se simte sau cum s-a simțit sau dacă are vreo nevoie emoțională atunci când spală vasele sau atunci când atenția lui este îndreptată spre cu totul și cu totul altă direcție. Întreabă-l despre lucrurile mai profunde atunci când vezi că e mai liniștit și când are timp să ofere acest răspuns. Pentru că nu este ușor să vorbim despre părțile noastre emoționale și profunde, mai ales bărbaților, nu le este atât de ușor să vorbească despre asta. 3. Fără emoții negative. Respiră, încearcă să te relaxezi și încearcă să faci tot posibilul să nu exprimi emoții negative. E foarte ușor să exprimăm emoții negative și e foarte greu să le controlăm. Fără învinuiri, fără reproșuri, fără țipete, fără urlete, nu există. De fapt, există, însă fă efortul să nu mai existe. 4. Te invit la cină în seara asta. Invitație la cină. Invit-o la o cină. Invită-l la o cină. O să-ți spun un secret, ție, femeie. Bărbaților le este mult mai ușor să se deschidă și să comunice seara. Pentru că ziua, atenția lor este îndreptată către alte lucruri și sunt setați să facă lucrurile pe care și le-au propus să le facă în ziua respectivă. Așadar, seara, după ce și-au terminat toate lucrurile pe care și le-au propus să le facă în ziua respectivă, sunt mult mai relaxați, deschiși, să comunice, să te privească și așa mai departe. Pentru noi, femeile, este ușor să comunicăm oricând, în orice moment al zilei putem comunica cu voi. Numai să ne întrebați și să vă interesați de noi. 5. Ascultă cu adevărat. Am vorbit mult despre ascultare și încă o să mai vorbesc. Tuturor ne place să fim ascultați. Ne place să vedem că ni se oferă atenție. Ascultarea îl face pe celălalt să se deschidă și mai mult. Atunci când te afli într-o discuție importantă sau emoțională sau atunci când ești cu partenerul tău, dă la o parte laptop, telefon, nu există. Ești cu el acolo și el e cu tine acolo. Oferă timp, oferă atenție, oferă ascultare, oferă tot ceea ce ți-ai dorit tu să primești. Și bineînțeles iubire. Și da, a rămâne într-o relație de cuplu presupune un efort mare, efort care mai devreme sau mai târziu cu siguranță va fi răsplătit. Îți doresc să ai parte de multă iubire, de înțelegere, de acceptare, de răbdare, de intimitate și de multă comunicare cu partenerul pe care ți l-ai ales în această viață. Acestea fiind spuse, dragul meu, draga mea, te invit să te abonezi pe canalul meu de YouTube, dacă încă nu ai făcut-o, să mă urmărești și pe Instagram, mă găsești Jasmin Clodeanu și poți să-mi dai și un like pe pagina de Facebook, Cursuri de Dicție și Comunicare sau la pagina mea de artist, Jasmin Clodeanu. Te pup!